Cristian Brancu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Frumos, doamnelor și domnilor, că ați venit, că astăzi o să aveți iarăși masa plină, o groază de lucruri interesante, importante. Avem câteva exclusivități, ca de obicei. Astăzi o super vedetă vine să gătească, celebră pentru faptul că face întâlniri senzaționale cu găteală nebunească prin lume. Prin lumea leargă, doamnelor și domnilor. Hai să vedem titlurile. Este greu și acum că mă gândesc la ea. Am învățat să zâmbim și să fim fericiți în orice moment, să nu arătăm greutățile prin care trecem. Primele declarații bombă oferite de Oana Mizil după moartea mătușii sale. Partenera de viață a lui Marian Vanghelie, sfâșiată de durere. Stați cu noi și veți afla ce spune Oana Mizil despre pierderea celei mai mari iubiri a lui Nicu Ceaușescu. România, pe primul loc în lume la rata deceselor de COVID. Restricțiile fac parte din viața noastră de un an și jumătate. Cât de mult ne-a afectat pandemia? De ce nu vedem realitatea cu ochii minții și nu cu cei ai sufletului? Cum trecem peste toate astea? Aflați doar la Exclusiv VIP! Stați cu noi! Se întâmplă de fapt în fotbalul românesc? Fotbalistul care a vorbit despre cum faima i-a distrus viața profesională, dar și cea personală, la Exclusiv VIP. Povestea dureroasă a lui Cristian Daminuță, cum și-a pierdut tânărul inocența, dar și cum s-a transformat dintr-un copil minune într-un tânăr a cărui dorință se învârtea doar în jurul banilor, a femeilor și mașinilor. Nu ratați! Consul a fost la înălțime, la propriu, în direct, de pe acoperișul casei presei libere. Așa cântare nu ați mai văzut la nimeni. Cum a fost experiența? Aflați astăzi la Exclusiv VIP. Stați cu noi! Rita Mureșan nu are nevoie de ouă de broască țestoasă, dar s-a pregătit pentru concursul nostru cu doi dovleci plăcintari uriași și ne prezintă rețeta ei minune. Este înscrisă în concursul Exclusiv Chef. Ce face Rita Mureșan cu lapte de cocos, dovleci plăcintari și ardei iute? Vedeți imediat la Exclusiv VIP! Omleta din ouă de broască țestoasă, e albă înaltă și foarte pufoasă, se bate cu o lingură suplă, dar groasă.
începe petrecerea, doamnelor și domnilor. De la ora 4 la 6, deschis de luni până vineri, sâmbătă și duminica închis. Mai e deschis și noaptea la reloare de la 23:30 pentru cunoscători, cum spune prietenul nostru. Să nu uităm cu votul, da? Cu votul, da. Doamnelor și domnilor, nu uitați cu votul pentru premiile TV Mania. Suntem nominalizați la emisiune de divertisment în timpul zilei. Votați-ne acolo. În rest, votați și la Exclusiv Șef. Până atunci însă am corupt-o să vină la bucătărie într-o bună zi și pe Catinca Roman, care se află alături de noi. Bună ziua! Catinca vine după o experiență foarte relevantă legată de COVID. O să vă povestească la sfârșit. Până atunci însă, hai să luăm o știre foarte interesantă. Știți că comentăm știrile zilei. Ei bine, am văzut desprinsă din cartea Anei Maria Prodan Reghe, ca așa apare pe copertă, Da, sunt cea mai bună, așa se numește cartea, o declarație a lui Luca, băiatul din prima căsătorie a lui Laurențiu Reghe, că am făcut doamna Mariana. E foarte interesantă declarația, pentru că ea poate fi cuplată cu un alt moment din această vară. Și după aceea vorbim despre ce-o fi în sufletul băiatului, acesta Luca, un băiat care cu siguranță trece deja prin două despărțiri ale tatălui cu efectele potrivite. Hai să vedem dacă avem declarația. Ia să vedem, fântânile astea sunt foarte frumoase de la Piața Unirii acolo. Hai să vedem dacă avem declarația. Deci e vorba despre Luca acolo în declarație, așa că vă rog să rețineți. Deci, doamnelor și domnilor, Luca Reghe Kampf spune, deci vă rog să schimbați pe burtieră, Luca Reghe Kampf spune, dacă avem în acest moment burtiera, că Ana Maria Prodan este a doua mamă, ca a doua mamă pentru el. Ceea ce este cu adevărat interesant și relevant, pentru că el, după cum se știe, a trecut prin experiența, evident, care lasă o urmă de trauma, faptului că tatăl Laurențiu, la un moment dat, a plecat cu Ana Maria Prodan, Ana era însărcinată, cumva știi că povestea se repetă cumva în oglindă. Numai că mai avem niște fotografii pe care vi le arătăm din vară și la care Ana Maria Prodan, după acele fotografii, a mai pus o virgulă și un punct și era un lucru foarte interesant. Hai să vedem fotografiile. În același timp, el spunând despre Ana ca o mamă, el se află pus în situația unei vacanțe în Grecia, în care Laurențiu a mers cu actuala parteneră. Cu actuala parteneră Corina. Vedem fotografii. Astea sunt fotografiile cu Laur și cu Corina. O să vedem niște fotografii paparații surprinse de niște colegi de-ai noștri, în care o vedem pe Laur la masă, împreună cu Corina, iar Luca, după cum spunea Ana Maria Prodan, a fost împreună cu tatăl lui Laurențiu la mănăstirile din Grecia. Când au fost la mănăstiri, se pare că a luat-o și pe Corina. Domnule, să fie cu noroc, să fie bine. Acum, cum este Luca prins în acest vârtej? Mama lui, a doua mamă, și mai apare și Corina, care poate într-o bună zi o să fie și ea, soția lui Laurențiu Reghe Kampf. Deci mai apare o mamă pe interval. Ce să spun? Ca de obicei, copiii noștri plătesc prostiile pe care le facem noi adulții. Mă rog, e o butadă, absolut, dar și un pic de adevăr. Eu cred că, adică din ce am citit și mai mi-ai explicat și tu aici, eu cred că Luca a ales atitudinea cea mai potrivită și cea mai înțeleaptă și și-a dat seama că nu este războiul lui. Da. Da? Și cred că nu dorește să se încarce cu aceste probleme ale adulților, drept care are un comportament firesc, își însoțește tatăl într-o vacanță, indiferent de compania pe care o are tatăl, în același timp vorbește frumos despre Ana Maria pentru că l-a crescut și a avut grijă de el și sunt sigură că e în relații bune și cu mama lui. Categoric. Ceea ce mi se pare de o maturitate incredibilă, mai ales pentru vârsta lui. Adică chiar cred, nu-l cunosc, cred că este un băiat foarte inteligent și cu o bază foarte serioasă. Da, este adevărat. E un gest foarte lucid al lui Luca, exact, până la urmă să-l lase pe tată. Oricum, Luca nu poate să facă ordine în viața tatălui, orice s-ar întâmpla. Dar nici nu este cazul. Asta este cea mai mare greșeală pe care o fac mulți
faptul că își amestecă copiii în disputele lor, lucru care poate să lase traume foarte adânci asupra copiilor, care și așa trec prin trauma unei despărțiri, pentru că nicio despărțire nu este ușoară pentru un copil, indiferent cât de amiabil se produce aceasta, în ce mod amiabil. Și eu vin din copii, sunt copil de părinți exact. Divorțați, deși ai mei au divorțat sau despărțit în relații foarte bune și au continuat o relație de prietenie și am fost în relații foarte bune și cu fosta soția tatălui meu, totuși am realizat la un moment dat că despărțirea lor m-a afectat. Bun. Ți-aș mai pune, ca să terminăm cu povestea asta, era tortul de la cei 15 ani de căsătorie, unde despre acest eveniment există păreri împărțite. Dinspre Laurențiu Reghecam senior apare ideea că el s-a fost pus în fața faptului împlinit, în sensul în care Ana a organizat acest eveniment, în ciuda faptului că despărțirea era cumva pe șine, pentru a încerca cumva probabil să-l întoarcă și să-l sensibilizeze. Ana spune că el ar fi putut să contramandeze totul, dar n-a făcut-o și a mers totuși la eveniment și a zâmbit. Dar de ce ar fi făcut-o? Că până la urmă, indiferent de ce se întâmplă, ei vor fi veșnic legați prin copilul pe care îl au, în primul rând, copilul lor. Laurențiu Junior. Aici însă mai vine o chestiune care trebuie pusă în discuție apropo de Luca. Deci Luca a pus în fața mama naturală, a doua mamă, apare și Corina. A treia mamă. Laurențiu și nu intervine, da? El este martor și se plimbă cu tatăl lui, sigur că da. Pe de altă parte, l-avem pe Laurențiu Reghecam Junior, băiatul, bebe, cum i se spune, sau bebeto, care vă aduc aminte că a dat acea declarație în momentul în care Laurențiu Senior, taică-su, a spus divorțez, a apărut acea declarație pe Instagram în care a spus ai murit. După care s-a spus că a fost un cont hackuit, după care Ana ne-a spus că, de fapt, băiatul era supărat că nu s-a văzuse cu taică-su care fusese în București cu meciul și așa mai departe. Deci aici nu e prima oară când pe contul de Instagram al băiatului a apărut, domne, tatăl meu e un soare, lăsați să le fie rușine femeilor care încearcă. Da, mie nu mi se pare o exprimare de copil. Nu știu, sunt speculații, nu cunosc de desubturile. Dar mie nu, sau cel puțin nu cred că a venit doar din propria inițiativă acest lucru. Da. Eu cred că e o încercare de manipulare cumva, de a încerca să repare lucrurile într-un mod foarte întortocheat, dar acum este greu de judecat pentru că niciunul din noi nu ne aflăm absolut în poziția nici Anei nu se pune problema, noi doar Laur, privim în oglindă, da. Evenimente publice. Da, lucrurile or să treacă la un moment dat și să se liniștească și cred eu că este foarte mare păcat ca cel mic să treacă prin stările astea și să fie pus în situațiile astea. După părerea mea, știu că eu sunt mai liberă în gândire. Nu, tocmai la fazele astea eu nu sunt deloc liberă în gândire. Adică cu expusul copiilor pe rețelele de socializare, câți ani are? E... El 11 ani, dacă nu mă înșel. 11 ani, deci eu... Nu, 13 ani are, 13. 13. 12-13 are. Da, e micuț pentru micuț, așa da. Ceva. E micuț ca să fie expus la hate-ul posibil de pe internet și așa mai departe. Eu nu sunt de acord deloc cu chestia asta. Adică eu cred că până pe la vreo 14-15 ani măcar, dacă nu, acum cu experiența pe care o am cu social media, eu cred că de la 16 ani încolo ar fi ideal. Copiii nu au ce să caute pe rețelele de socializare. Foarte interesantă părere. Avem două chestii foarte tari de discutat cu Catinca după câteva minute de publicitate. O declarație bombă o să vedeți imediat. Mai avem și alte lucruri de povestit astăzi. Trebuie să stați cu noi neapărat.
domnilor, și cam asta ar fi fost, asta e muzica, asta e imnul pe care l-asculta, unul dintre imnurile pe care le asculta mereu un fotbalist, poate... celebru chiar. Da, celebru, dar e foarte interesant. Este singurul fotbalist român, și am avut fotbalist, nenică, nu glumă, care a fost și la Inter Milano și la AC Milan. Deci a fost Răduceiul la AC Milan, cam atâta, da? Au fost Ali Bec sau Adrian Mutu la Inter Milan, sau Cristi Chivu, care a făcut Chivu, gloria. Da. A ajuns și la colega, celebra echipă din același celebru oraș, Milan. Ei bine, doamnelor și domnilor, domnul Cristian Daminuță este un fotbalist care la 30 de ani a terminat-o cu fotbalul. Păi da, face o declarație omul ăsta, Catinca. Păi este cea mai tare declarație pe care am văzut-o. Din punctul meu de vedere, Daminuță este un om salvat. Vă rog să citim împreună această declarație, pentru că este cea mai tare pe care am văzut-o de ani de zile. Ia să bage colegii noi. Mi-am pierdut inocența când am trecut la seniori, în momentul în care am ajuns la Inter. Atunci a intervenit mentalitatea de român infect. Ce ai făcut? Mentalitatea de român infect. Există români normal și român infect. Adică și el perfect, și s-a recunoscut, s-a uitat în oglindă și a zis: despre mine este vorba. Bani, mașini, femei, exact gândirea de 2 lei care a ruinat multe talente de jucători români. Păi ce facem, mă, numai e cu șmecherie, cu combinație, care cu bani, care mașini, cu femei, dar ce să mai jucăm noi fotbal, că le-am luat banii la ea, i-am șmecherit și am făcut. Deci asta e o mentalitate de român infect, ca să închei citatul din domnul Daminuț. În orice altă nație mă nășteam dacă reușeam să ajung la Inter în proporție de 80%, confirmam. Adică era multimilionar, fericit, în istorie, în echipa națională. Bineînțeles că e vorba și de noroc, dar sunt de părere că norocul ți-l faci și singur. Hai că mai avem. M-am trezit la 18 ani în vestiar cu Ibrahimovic. Nu realizam acest lucru, eram pasionat de bambu și de șmecherii ieftine. Ce-ai făcut, păpușe? Ce, Ibrahimovic? Bambu era la putere. Da, mă, mai bine era titular la bambu. Stai așa că n-a terminat. Atunci, dacă aveam puterea mentală să muncesc de 3 ori mai mult în loc să mai bifez câte o mujer latina de prin reviste, ca așa era, știi? Vreau era reviste, acum la site. Aia, ne mai uitam la știrile sportive care calul aghișease și după aia începea treaba, da? Dar răbdarea este o virtute. Băi, zice cuvânt mare, da, minuță, mă. Răbdarea este o virtute. La mine, din păcate, s-a derulat totul pe repede înainte și am uitat că, de fapt, eu sunt la început de drum. Catinca, mie mi se pare o bijuterie. Da, este o bijuterie și cred că este unic în... Asta e. Mai era un final de declarație. Am făcut câte alegeri greșele. Dacă pui și greșelile din viața personală, înmulțite cu greșelile impresarilor, ajungi la final să ai un rezultat, deci vine să te urci pe pereți. Ce m-a ținut în viață până acum e psihicul. Am un psihic foarte puternic. Bravo, domnul Daminuță. Bravo. Greșeala mărturisită este pe jumătate iertată. Iertată. A reușit. Cred că e caz unic în fotbalul românesc. Pentru că mai sunt ceva jucători cu potențial enorm care s-au ratat din aceleași motive prostești, dar niciunul nu și-a asumat acest așa? Lucru. Niciunul, niciodată, dimpotrivă, de să vină o mentalitate de român infect. Ba, dimpotrivă, au încercat să mascheze faptul că au pierdut, că... nu mai sunt în top. Ce treabă avem noi, ce, că da. Așa e viața, dar ce sau, nu înțelegeți sau voi? Să dea asta vina e șmecheria. Pe alții. Da, asta e șmecheria. Sau e să dea vina pe alții, pentru că asta e o greșeală pe care o facem cu toții în anumite momente. Dacă greșim, dăm vina pe alții. Ori 98% din cazuri, vina este măcar pe jumătatea noastră, dacă nu integral. Așa este. Bravo, doamne, ce deci, să spun. Ce să zic? Deci eu aș face așa, bravo. Motivațional. Îi prins, știți că mai era chestia asta. Se întâmplă și în străinătate. Ia o bătaie, după care să rupă manele în discotec. Club, mă rog, acum mai închis. Încinte cu geamurile trase, dă mai tare muzica, să nu credeți că oamenii nu se distrează acum și nu ar pe barul săneal. Așa aș face ca un antrenor, din când în când, o dată pe săptămână, aș pune pe, în loc să facă schemă de fotbal, declarația lui Damian. Na, fraiere, hai, ce ai făcut aseară? Așa. Băi, fraiere, care ești tu? Na, ha? Și după aceea... Și adevărul este că domnul are dreptate. Nu,
la alte echipe și al jucători din alte țări, nu s-a pomenit așa ceva. Nu s-a pomenit. Nu sunt eu mare specialistă în fotbal, sincer vă spun, dar mai urmăresc știri din străinătate. Nu... Mentalitatea de țară mică estică la care e șmecheria. Noi românii întotdeauna s-a descurcat. Și dacă ne-am descurcat, nu trebuie să facem treaba, trebuie să o cârpim un pic. Știi? Nu vine neamțul ăla. Deci neamțul da, te-a prins, îți dă așa. Unul, după care îți mai dă încă 4. De ce? Că așa a învățat el. Îți dă 5 goluri, îți dă câte poate. Dacă mai dura 20, îți mai dă încă 6. N-are treabă. Cu trenul în cap direct. În România așa am dat un gol, după care începe să ne facă. Uite așa ne face fundul, uite așa ne face fundul. Și după aia cum să facem? Aoleu, sentimentul minoritic al ființei, să ne punesc. Ne-a bătut, domne, a câștigat echipa cea mai bună. Ce să facem și noi, domne? Atât am putut. Băieții, a vrut băieții, domne. A vrut băieții, dar nu s-a putut. Nu s-a putut. Nu s-a putut, domne, nu s-a, așa e, știi? Impersonal, nu s-a putut, e undeva. Da. Ca acum, sincer, mai există un aspect. Mie mi se pare că, în general, în sportul românesc, nu se pune foarte mare accent pe pregătirea psihologică. Să mai pune, dar... Nu prea. Sunt adică... niște băieți care s-au ridicat și s-au căzut la loc, au ascultat de psiholog, după care au dat-o în diverse iar. Dar nu vorbesc de psihologia aia clasică, ci de coaching. Deci, pentru cei care ajung la un anumit nivel, este foarte important și e foarte importantă și susținerea, pentru că presiunea e foarte mare. Ai acum dreptat. Nu vreau eu să le găsesc lor scuze, dar... Chiar și tatăl meu, care a fost sportiv de performanță și antrenor al unei echipe naționale, mi-a spus același lucru. În România, sportivii au o problemă mare cu psihicul. Ai dreptate. Uite, mergem mai departe și vreau, în ultimele două minute în care stăm împreună, să vorbim despre cum te refaci tu după această problemă cu COVID-ul, cu atât mai mult cu cât noi ne-am văzut, am vorbit și la un moment dat ți-am făcut o invitație și mi-ai spus: Cristi, nu pot să vin pentru că mă refac foarte greu. Da, atenție, Catin, ca un om deja vaccinat, dar care, iată, a trecut prin boală și care se reface destul de greu. Da, deci am spus-o și o repet, mai ales după ce am trecut prin boală, sunt complet intolerantă față de persoanele care spun că este doar o simplă răceală. Nu, dragii mei, nu este doar o simplă răceală. E adevărat, la unii se manifestă mai puternic, la unii mai puțin puternic. Sincer, părerea mea este că dacă nu eram vaccinată, ajungeam la spital. Iar refacerea, pentru că nu se vorbește așa de mult despre chestia asta, este complicată. Eu cu toți oamenii, adică nu numai la mine, nu sunt un caz aparte, cu toți oamenii din jurul meu care am vorbit, care au avut forme mai, să zic, ușoare sau medii, toți au rămas cu sechele luni de zile după. Una din ele fiind oboseala cronică. Da. Deci acum, sincer, săptămâna trecută mi-am reluat activitatea și am făcut într-o zi 5 chestii, nu știu, n-am dat cu sapa, am mers la întâlniri, am avut chestii de genul și rezultatul a fost că a doua zi nu am putut să mă ridic din pat. Fantastic. Da, doamnelor și domnilor. Rețineți ce e important în toate lucrurile astea pe care le spunem în emisiune. Îi mulțumim, Catin, că-i pentru și eu vă mulțumesc apariția cu adevărat spectaculoasă. Hai să vedem acum un interviu cu două fete care s-au reinventat, au mers în zona muzicală, acum, mergând în zona de business, viața lor s-a schimbat. Hai să vedem cum s-a schimbat. Le știați ca surorile din trupa Bambi. Ele sunt acum surorile Tănase, pentru că deja istoria muzicală este pusă deoparte, acum merg într-o altă zonă. Care este secretul acestei schimbări? Pentru că e mare lucru să te reinventezi în viața asta. Atenție, urmează! Surorile Bambi, Denisa și Raluca Tănase, obișnuiau pe vremuri să împartă scena, iar acum își împart sarcinile în businessul pe care îl dețin.
au succes, dar nu le e deloc ușor, căci acesta vine la pachet și cu multe sacrificii, printre care un program extrem de încărcat. Cum aleg, totuși, să își petreacă fărâma de timp liber pe care o au? Îți răspundem cu ochii închiși, pentru că deja știm, ne cunoaștem atât de bine și ne împărtășim momentele puține de relaxare. Denise îi place să facă duș, să-și aprindă lumânări și să băci, da, cu sare de baie, cu uleiuri de corp, cu muzică relaxantă. Citesc în cadou. Da, și eu aș mai adăuga pe lângă asta filme sau seriale. V-ar fi plăcut să vă apucați mai devreme de acest domeniu al afacerilor? Nu. Pentru că nu știam ce să facem cu el, cred. De fapt, eu m-am apucat mai devreme, pentru că am avut o școală. Și eu, și eu am avut atelierul. Da, deci vedeți, ne-am apucat mai devreme, dar n-a funcționat. Deci, ceea ce facem în prezent, cred că atunci a trebuit, acum a trebuit să vină către noi. Denisa, povestește-ne un pic cum a fost începutul. Din ce știu de la tine, nu ai fost susținută neapărat de cei din jur. Nu. Cum ai reușit tu să mergi mai departe? Ce te-a motivat? Mircea. Ce simțeam eu și, da, și foarte mult Mircea, pentru că noi cumva ne alimentam unul pe celălalt. Funcționează foarte bine. Știi că de obicei în cuplu unul e mai nebun și altele mai liniștit și unul ponderează pe celălalt. La noi s-a întâmplat ca noi amândoi să fim nebuni și inconștient și să ne alimentăm unul pe celălalt în direcția că hai că putem. Cât de mult consideră Denisa că a ajutat-o partenerul de viață în ceea ce privește schimbarea carierei muzicale cu cea în domeniul afacerilor? Pornirea a fost un punct în care el chiar a contribuit substanțial. După ce am pornit, și clar, început e cel mai greu, după ce am pornit și am văzut că hai că merge, eu atunci am început să prind încredere și să-l prind un pic din urmă. Și n-am venit cu un bagaj emoțional de unstoppable în business. Nu, eu am venit știind despre mine și că nu sunt foarte frumoasă și că nu sunt foarte deșteaptă și că nu sunt atât de talentată, pentru că eu tot auzeam lucrurile astea și nu aveau cum să nu te afecteze. Numai că, asta spun, datorită lui, mi-am dat seama că stai că nu e așa. Ca o completare a ceea ce spune Denisa, spun eu despre cumnatul meu, că face parte din segmentul acela de bărbați, căruia îi place să-și vadă femeia în față, care are încredere în el ca bărbat și care o ajută cât poate de mult ca ea să fie de neoprit. Dacă în prezent știu cum să țină piept greutăților și să le depășească cu brio, lucrurile nu au stat deloc așa și în trecut pentru Denisa și Raluca Tănase. Mă umpleam de frustrări și de nefericire. Și le căram după mine. Da, ne lăsam foarte mult... Asta este expresia care vine acum, călcate în picioare, atunci când eram artist. În general, artiștii sunt învățați să tacă și să suporte. Nu prea au curajul să combată persoana aia, chiar dacă au o altă părere față de cel cu care comunică. Dacă ține neapărat de meserie, eu cred că ține puțin și de educație, pentru că noi am și fost crescute în zona asta, să nu deranjăm pe nimeni, să fim diplomate. Sunt lucruri care te ajută și foarte bine să ai bună creștere și să fii un om care să nu-i deranjeze pe cei din jur, dar până într-un punct în care lucrurile tind să se întoarcă împotriva ta. Și cred că plusul ăsta de încredere în sine l-am câștigat recent amândouă. Care ar fi cea mai mare dorința voastră pentru anul acesta, cât a mai rămas din el? Să ducem la bun sfârșit toate lucrurile pe care le-am propus să le facem. Să ne dea Dumnezeu sănătate nouă și echipei și familiei. Pe plan personal, o vacanță. Și pe plan profesional, să ne atingem targetele. Ea tot timpul spune că vrea vacanță, de aia și în luna de miere a stat cu telefonul în mână și a comunicat tot timpul cu noi, știi? Și eu tot timpul încercam să-i preiau task-urile și cine emoțional le spuneam, nu, că e luna de miere, iar ea spunea, nu, că le rezolv, le trimit acum, nu-i problemă. Deci, nu știu ce vacanță o să ai. Apropo de asta, urmăream Denisa pe Instagram-ul tău, că postezi din când în când, că ajungi la un moment în care chiar nu o postești fizic. Da. Te temi sau te-ai temut vreodată de un burnout? Da. Tu vei ajunge în pragul ăla? Am ajuns cu speranță. Adică am avut simptomele fizice pe care le ai la un burnout, de la arsuri în ceafă, presiune în cap, mâini amorțite, lucruri pe care le resimți fizic. Și da, eu sunt o persoană foarte sinceră, nu o să fiu ipocrită să ascund lucrurile astea, pentru că mă întreb și îți spun sincer că da, am trecut prin ele, știu ce înseamnă asta din punct de vedere fizic, din punct de vedere psihic, ajungi într-un punct în care devii irascibil, devii nervos, nu mai ai răbdare, nu mai ai răbdare cu oamenii din jurul tău. Astea, da, sunt lucruri pe care le simți când ajungi în punctul ăsta.
îmi dau seama când e grav și trebuie să calc un pic frâna și mai stau o zi, mai lucrez de acasă, mai mă pun seara un film, încerc să nu adorm cu ochii în laptop, că de obicei așa se întâmplă, și un pic calc frâna cât să pot să-mi reiau eu, să simt că își revine organismul meu. Dar e foarte greu să câștigi lucrurile astea într-un timp scurt, pentru că eu cred că e mult mai ușor să ajungi în punctul ăsta de burnout decât să repari după. Și atunci încerc, nu mi este în totalitate, important este în prima fază că sunt conștientă, conștientizez asta, și atunci încerc să-mi controlez viața, să o mențin cât pot eu într-un echilibru. Când veți deveni părinți și va apărea un copil în viața voastră, cum se vor schimba prioritățile? Adică veți aloca la fel de mult timp muncii sau cum vedeți momentul ăla? Când ai spus asta, mi-a apărut în minte o discuție între sora mea și Mircea. Îl luăm cu noi. Deci o să învețe business de mic, probabil. Da, normal că o să luăm peste tot cu noi. O să fim părinți cu normă întreagă. Școala de bune maniere, dacă va fi fată, va face cu mine. Sau dacă va fi băiat și armată, că am făcut și armată, deci mă descurc. Bravo, fetelor! Ai voie să petreci? Ai voie să petreci? A fost și ziua Denisei, îi spunem la mulți ani. La mulți ani. Din partea noastră și a familiei mele, cu foarte mare drag. Doamnelor și domnilor, pe de altă parte... De ce m-a venit poliția? Ce-i băgat aia? Nu, trece vreo ambulanță? A rămas de la club, am rămas setați de la... Am înțeles, păi s-a închis clubul, am înțeles. Omul nu mai poate să pune acum muzică în club și scoate pârleala pe la noi, pe la emisiune. Săptămâna trecută te mai băga și el un Dire Straits, băga un Nirvana, acum o rezolvăm, clubul. O rezolvăm. Sare clubul dă-n vena, așa-i, n-are ce să fac. Doamnelor și domnilor... O femeie ca o mare iubire, adică ca o inimă mare alături de noi acum, Anca Sigartău. Aici, dacă vrei, la pufitul lângă tine. Dacă vrei să, vrei să pui muzică, că omul e foarte... Ce faci? Tocmai am venit la tine la emisiune. Ia, băi, Anca, băi, nu ne-a mai ieșit chestia asta de pe vremea când umblai pe coclauri cu băiatul da, tău. Da, da, da. Așa, da. Atunci am fost ultima aia. Ne-am văzut online, așa. Ne-am văzut de două ori online. Odată umblam pe coclauri, eram pe la Râmnicu Vâlcea în turneu cu Claudiu Bleont. Da. Și odată eram chiar acasă, în coclaurii minților. Așa. Și am avut o emisiune foarte frumoasă cu tine. Da. Ancuța, ce faci, Ancuța? Cum ești în afară de faptul că te vedem, serial, chestii, socoteli, păi, cum ești serial, tu? Păi, serial, chestii, socoteli sunt foarte bine. Adică muncesc, ca de obicei, dar de data asta, pentru că este televiziune, se și vede mult mai mult. Bine, și la teatru se vede, dar acum nu prea ne lasă oamenii să vedem teatru. La teatru se vede 150 de spectatori, acum suntem la jumătate. Da. Deci 150, am zis bine. Da. Deci, se vede, dar cât se poate. Da. Da, și sunt atât de complicate regulile acum, încât foarte multă lume anulează. E foarte greu să găsești o distribuție numai cu certificat verde. Noi avem o distribuție cu certificat verde, Furtuna. Da. Se joacă 6, 7 și 11 noiembrie la Bulandra. De 6, 7, 11 noiembrie, la Bulandra, Ancuța are certificat verde ca și toată lumea. Prin urmă, prin boală ai trecut? Am trecut și prin boală, da. Cum a fost? Groaznic. De ce? Groaznic pentru că a fost foarte rău. De-abia mă tăram de la bucătărie în pat și vreo săptămână nu m-am ținut pe picioare. Și pentru că am fost foarte speriată, pentru că am avut un antecedente de pneumonie și deci era un tărâm un pic complicat și riscant, dar pentru că a fost... În primul rând că m-am sculat în noaptea, țin minte că așa m-am trezit la 5 dimineața cu o durere ca și când cineva mi-ar fi băgat un cuțit în picior. Asta a fost durerea musculară. Da. Adică foarte rău. Și durerile au persistat. Și dureri musculare și nu mă țineam pe picioare. Asta a fost... Nu. A fost rău. Am zis că nu vreau să mai trec prin chestia asta.
Știi de ce mă gândeam cum ai reacționat? Pentru că am descoperit într-o postare legată de o apariție ta la emisiune, că eu de exemplu n-am știut că tu ai avut un moment prin care ai stat față în față cu cea mai cumplită boală din lume. Da. Și în momentul acela, rugăciunea, postul Crăciunului te-a ajutat ca să treci mai departe. Și eu am mai vorbit cu oameni care au avut același lucru și care au spus, din momentul ăla, mă sperii mai puțin. Nu știu dacă e neapărat chestia asta, nu. Toată lumea își dorește să trăiască, toată lumea vrea să fie relaxată. Viața nu e așa cu momente, decât foarte puține momente de relaxare. În rest, ești cam... Cum spun eu, obișnuiesc să spun, moartea te pândește la colț. Oricând se poate întâmpla. Oricând. Ai dreptate. Ceea ce mi s-a părut însă... Și sunt un om, iartă-mă, sunt un om extrem de pozitiv și așa am este. Speranță și îmi mulțumesc lui Dumnezeu, am crescut copii, adică mi-am făcut treaba pe pământ la momentul ăsta, nu pot să și zic... Și profesional, și personal. Așa, și... deci n-ar mă duc când o să mă cheme șeful, o să zic șeful... Dacă așa consider, acum milă. Te rog eu frumos, milă. Nu, dar apropo de șeful, asta e foarte clar că mie, deci această mărturisire a ta din aprilie mi-a fost foarte vibrantă și mi-a plăcut, pentru că e clar că șeful are o treabă cu tine pe pământ. Pentru că tu ai spus atunci, exista o tumoră, m-am rugat și tumora aceea a dispărut. Ori asta arată că Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu este atât de mare încât ceea ce noi credem că poate să fie irreversibil, Dumnezeu ne arată că... Vorbind de planuri, știi, povestea e vorba cu planuri. Da, și că scrie în Biblie, dacă ai credință cât o sămânță de muștar, poți să spui muntelui să cadă în mare și o să se miște muntele respectiv. Și eu nu cred că, eu chiar cred lucrul ăsta. Și asta e foarte frumos, că sămânța aia de muștar, oamenii nu știu, dar este cea mai mică sămânță. Este o chestie foarte mică și din acea sămânță mică de muștar crește un arbore foarte mare. Deci măcar atâta, nu ne cere foarte mult. Ai dreptate. Da. La capitolul, la teorie stau foarte bine, în practică... Păi de ce? Pentru că sunt un om care se confruntă la fiecare pas cu lucruri pe care aș vrea să le îndrept, pentru că nu sunt încă perfectă. Ce... Doamnelor, eu vreau domnilor, să zic că sunt perfectă, dar nu sunt. Rețineți cuvântul important. Încă. Da. După pauză vorbim. A, doamnelor și domnilor, suntem împreună cu Anca Sigarteu, dar vă atrag atenția că în bucătărie se întâmplă niște lucruri senzaționale. Puteți să votați chiar acum la 1444 pentru că Rita, care făcea evenimente și face în continuare, Rita Licios, cu gătit, cu chestii, cu socoteli, vă propune acum să... șef Leuștean scrie, n-am găsit Leuștean în piață, am dat directivă să nu se... Și ce-am zis să-mi pregătești un buchet, dar ce nu mi-ai zis tu? Așa să mă simt... Să mă simt admirată. Da, da, da. Ce faci? Cum ești? Bine, mulțumesc. Uite, mă bucur că avem ocazia să gătim cu vedeta acestei perioade, respectiv dovleacul. Foarte bine. Moris, ia aici laptele ăla și pune-l jos, că e o reclamă, de îmi vine să-mi dau bani și eu. Înțelegi? A, așa, bravo. Gata, nu mai bravo. E. Nu știu unde ai ascuns laptele ăla, nu vreau să știu. A, bine că nu avem nevoie de el decât de asta. Foarte bine. Bun. Se știe, Rita este deja cunoscută, gătește absolut grozav. Ce facem azi cu dovlecii? Cu Rita o să ne întâlnim și pe canapea, o să vorbim și despre modă. Rita, repet, când am fost la ea acasă, am gătit niște chestii grozave, asiatice, cu o simfonie de gusturi, ca să zic așa. Deci, da. Astăzi, ce ai zis cu dovleacul? Ce facem cu dovleacul, draga mea Rita? Păi uite, pentru că știi foarte bine că îmi place Thailanda și că am fost foarte des în Thailanda. Așa. Am făcut și școală acolo de gătit, după bravo. Cum observi. A, da. Mai bine și îl puneam lui mai bine. Ne descurcăm și așa, nu e problemă. Astăzi o să facem o supă cremă de dovleac thailandeză. Wow. Și de asemenea o să facem un decor, pentru că tot vine Halloween-ul, cu o salată interesantă, simplă, care să conține și dovleac. Rita, abia aștept, vă invit să o votați pe Rita Mureșan la 1444. Șef Leuștean, eu revin la Anca Sigartău. Până atunci, Moris, te rog frumos să o ajuți pe Rita. Normal, aici sunt prezent. Să fii cu minte. Sunt da? Prezent, promit, 100%. Da, în sfârșit, deci, dacă tot... Deci prieten... nu vrea să stea lângă mine, de data trecută când da, am să știi că a zis că data trecută a simțit o energie aparte și că l-ai încărcat cu multă energie. Și hrănesc, gătim cu atâta energie. Doamne ajută! Aia e.
Moris, acum e momentul tău. Vă invit să porniți, dragii mei, Rita și Moris sunt acolo. Eu sunt cu Ancuța aici. Ancuța, care într-o bună zi, când s-o putea, vine și el a gătit, dacă poate. Îi mulțumim. Lucrează intens. Și la... la mine, iartă-mă. Ce? Trebuie Ce? Să spun. La mine, eu de câțiva ani, respectiv vreo 7 ani, sunt răsfățată, pentru că soțul meu gătește extraordinar. Și dincolo de cum gătește, poveștile pe care le spune sunt extraordinare. Adică, nu, zim, adică ce faci? Adică, cum? Uite, de exemplu, îți dau un exemplu. În momentul în care citește o carte, se duce pe urmele acelor timpuri și acelor vremuri și studiază, de exemplu, gastronomia timpurilor respective. Ce tare! Acum de-abia aștept, pentru că este în perioada în care studiază epoca Bizanțului. Și cu siguranță ne va delecta cu câte ceva. De exemplu, am fost răsfățat în momentul în care studia Shakespeare și scria despre a făcut un meniu din epoca respectivă bazat pe piese shakespeariene. Excepțional. Da. Deci asta înseamnă să-ți răsfeți jumătatea. Deci ai spune că ești o femeie răsfățată, o soție foarte răsfățată. Foarte răsfățată, da. Sunt. Cum te mai răsfață? Uimește-mă. Deci asta mi s-a părut, citește o carte, se duce la gastronomie și după aia îi face câte o surpriză. Cu toate poveștile pe care le inventează în momentul în care mergem, de exemplu, într-un loc nou. Așa. Și descoper locurile prin prisma nu numai a evenimentelor istorice petrecute acolo, dar, de exemplu, pe urmele pașilor, de exemplu, sau ale poveștilor unor sfinți, cum ni s-a întâmplat acum în Turcia, în Grecia și așa mai departe. Deci astea sunt lucrurile și îmi doresc să ajung cu el în Cuba. În Cuba? Da. Pentru că știu. Și în America de Sud. Pentru că are îi place foarte mult literatura sud-americană. Bine, lui place, preferata este literatura japoneză. Dar aha, acolo e mai eu greu. Cel puțin eu am fost de 2 ori în Tokyo. Am jucat acolo, așa că nu mai. Foarte tare. Bun, deci, doamnelor și domnilor, dragi bărbați, luați aminte cum se răsfață o soție. Notați frumos că notează soțiile acum. Și după aia când vine acasă, zice: vezi, bărbatul Anca e sigar tău, ce face? Tu ce faci? Porcule, nu faci nimic. Sau dacă nu porcule, porcușorule și alte chestii de lucruri foarte frumoase. Înțeleg că merge cu tine atât în bucătărie, dar merge și la biserică. Vă completați cu totul și cu totul. Da, asta e liniște și pace și asta cred că este important. Deci ai trecut un drum lung pentru a ajunge la omul care îți dă echilibru, nu? Că ai trecut prin multe experiențe de viață, unele bune, altele rele. Nu mă așteptam și nu mă aștept în continuare ca cineva să mai îmi ofere echilibru. Cred că echilibru este un lucru, e o alegere personală. Și este o relație personală cu Doamne. Da. Asta este echilibru. Nu trebuie să ne așteptăm. Există și o poezie foarte frumoasă a lui Carlos Drummond de Andrade și spune acolo: nu vreau să mai aștept ca altcineva să-mi aducă flori, ci vreau să plantez eu însă-mi semințele. Ce frumos! Doamnelor și domnilor, mai stăm 2 minute cu Ancuța. Nu uitați să o vedeți și să urmăriți serialul în care joacă. Pe de altă parte, însă e foarte frumos ce povestești și lucrurile astea sunt grozave. Sandu Pop, Văru Sandel pentru marele public, a fost aici și era cumva trist în culise și îmi spunea: băi, n-am mai jucat teatru de 2 ani. Efectiv, cum i se programa, cum se întâmpla ceva. Și acum avea programat Spiritul de Familie, regizat de meșterul Beligana cu mulți ani de zile. Și s-a oprit. Și s-a întâmplat. A fost un caz, a fost ceva. Nu-i simt. Jucăm. Da, într-adevăr, respectăm condițiile impuse. Suntem, repet, în această distribuție, toți suntem vaccinați și pe banii noștri ne testăm de fiecare dată înainte de spectacol. Pentru că, sigur, poate să fie cineva asimptomatic și nu vrem să ne facem rău.
Nu putem să știm, nu neapărat. Uite, de exemplu, părinții mei nu sunt vaccinați, respect absolut orice hotărâre a cuiva. Corect. Și cum faci cu părinții? Uite, asta e chiar o întrebare. Deci ei nu sunt... Nu. Tu ești vaccinată, știm, mă deja am avut un caz mai devreme, poți să iei și poți să duci acasă, nu? Nu, mă testez. Deci de câte ori mă duc la deci am, așa, opresc cu 10 minute înainte, mă testez și eu și copiii și după aceea ne ducem la ei. Niciodată nu mă duc netestată. Pentru că nu vreau. Asta... Se pare o chestie foarte responsabilă și foarte bună. Da, deci da, știi cum e, dacă poate nu e adevărat, da, dacă Doamne ferește e adevărat. Aia e. Nu? Da, da, de da. De ce? Nu mă joc, nu știu, habar n-avem, nu știu, nici nu știm ce se întâmplă, nu, ce ni se întâmplă de azi pe mâine. Dar foarte vreau frumos. Să, ce stă în puterea mea, da, vreau să fac. Nu da. Vreau să fac rău oamenilor. Ai și asta este o modalitate de a face, a face bine. Mulțumesc Dumnezeu la filmări. Suntem testați de fiecare dată și mă simt liniștită că intrăm în contact și nu suntem. Pentru că, exact cum ai spus, dacă, Doamne ferește, tu sau eu aduc și... Exact. Nu. Da, foarte frumos, foarte corect, cred că așa se face. Îi mulțumim foarte mult Ancăi pentru această intervenție grozavă. Urmăriți-o pe Anca la teatru. Ați înțeles, în noiembrie, vedeți, e spectacolul 6-7-11, Furtuna la Bulandra. Noi mai avem și un spectacol, Spunem ce ai făcut cu banii, cu Claudiu Bleon și Claudiu Dudumaier, o comedie a lui Vasilii Sigarev. O jucăm prin țară, respectând condițiile impuse. Foarte bine. Mulțumim, Anca. Ei bine, după multă, multă vreme, trecem imediat prin bucătărie să vedem ce se întâmplă, dar până atunci, după o foarte, foarte lungă perioadă de timp, în exclusivitate apare la televiziune Oana Mizil, nepoata Doncăi Mizil, care s-a prăpădit, vorbește despre mătușa ei. Oana Mizil, într-un interviu dat acum câteva ore în exclusivitate pentru echipa noastră, câteva minute despre tragedia prin care trece familia Mizil. Doliu în familia Mizil. Donca Mizil a fost înmormântată astăzi la cimitirul Sfânta Vineri din capitală. Nepoata sa, Oana Mizil, ne-a mărturisit că nu-i vine să creadă nici acum că mătușa sa nu mai este printre ei. Un moment destul de dificil pentru familie și greu. Foarte greu. Pentru toată familia, pentru mine, Donca Cocă, cum îi spuneam eu, a fost ca și mama mea, m-a crescut. Și de când eram mici, ea cu Nicu, apoi cu Dan, ce să zic, m-a plecat o parte din sufletul meu când s-a dus. Și s-a dus, a stat cu ea până în ultima clipă, am ținut-o de mână și eu, și fetele ei, și soțul ei. Care au fost ultimele cuvinte înainte de a deceda? Păi, am stat cu ea cam tot timpul, pentru că ea suferă de 2 ani de zile, destul de rău, și în ultimele zile chiar am stat lângă ea. A vrut să o vadă pe fetița mea și m-a întrebat unde este fata și i-am povestit Mariei, am întărit-o și am adus-o pe fetiță și a stat de vorbă cu ea și zâmbea. Da, și a zis că o să aibă grijă de ea și o să o protejeze de acolo de unde se duce, adică de la Doamne, Doamne. Doamna Mizil, ce ați învățat de la Donca? Ce sfaturi vă dădea? De la Donca și de la toată familia, practic de la bunicii noștri, am învățat modestia, am învățat să fim modești, am învățat să fim oameni, am învățat să zâmbim. Mi-este greu și acum că mă gândesc la ea, am învățat să zâmbim și să fim fericiți în orice moment, să nu arătăm greutățile prin care trecem de obicei, dar în mod special să fim oameni. A avut regrete, lucruri pe care nu le-a îndeplinit? Da, da, a avut regrete, știți, cu acel copil pe care n-a putut să-l aibă. La 8 luni s-a scos bebelușul din burtică și cu prima ei iubire, cu Nicu, și a fost regretul vieții ei, dar după care ne-a avut pe noi. Eu am fost prima verișoară din familie, să zic așa, pe mine și pe fratele meu și pe ceilalți verișori și pe Smaranda și pe toți. Ne-a iubit foarte mult și a iubit foarte mult fetele. Și apoi soțul ei, care a fost un om extraordinar și este în continuare și va rămâne alături de noi, v-am spus, ei ne-au crescut.
Dumnezeu să o ierte pe domn Camizil. Mergem acum către bucătărie, unde Rita, cu mâini de maestru, se mișcă foarte repede. Moris e păturnantă, să plimbă și el pe... Cum e treaba? Ce faceți, frumoșilor? E extraordinar de bine. Da? Curățăm dovleacul. Te ajută băiatul ăsta la ceva? Mă ajută, e forțos. Și la fel, energia am început să o simt. Am înțeles. De la dovleac. Da, foarte frumos. Deci, nu că noi când am văzut că ei au luat, a zis Rita să luăm acești dovleci, ne-am și întrebat, zic, bă, dar oare reușesc ei să termină? Sunt convins că vor reuși, pentru că, sigur, Rita este un om foarte... Acum nu mă lauda atât de tare și cumva să se întâmple să nu fie arba bine. Da. Nu fac probleme cu Rita. Până la ora 18 avem bunătățile în farfurie, n-am nicio îndoială. Doamnelor și domnilor, mult succes, șef Leuștean 1444 pentru Rita Mureș. Trebuie pe Rita s-o vedem și în fazele superioare. E chiar un om care știe ce face acolo în bucătărie. Mergem acum către, știți că în fiecare marți avem un terapeut, acum vă propune să ne întâlnim cu un psiholog, unul foarte bun, și să încercăm să obținem, și cu Rita am vorbit chiar săptămâna trecută aici pe canapea același lucru, să înțelegem exact ce trebuie să facem în această perioadă în care știrile rele, panica, faptul că oriunde acest virus poate să ne aducă boală pentru noi și pentru ai noștri, totul înseamnă o incertitudine. Incertitudine înseamnă o șubrezenie psihică extraordinară. Radu Leca se află alături de noi, doamnelor și domnilor, printr-o legătură video. Bun găsit! L-am chemat pentru că este un specialist care vorbește pe limba dumneavoastră. Dumnezeu este în spatele lui, după cum vedeți. Vedem chiar din această imagine. Bun găsit! Vreau să te întreb. Ce sfat să le dăm oamenilor de acasă pentru a fi în acest moment mai liniștiți cu ei înșiși și să încerce să câștige acel echilibru care ne menține și sănătatea? Pentru că dezechilibru înseamnă imunitate joasă și practic aduce diverse forme de boală. Te rog! În primul rând îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care le-ai spus. În al doilea rând, mă bucur mult să te văd în formatul acesta. Sunt tare mândru de evoluția pe care tu ai avut în ultima perioadă. Acum, să ne întoarcem la oameni. Oamenii nu știu dacă își doresc foarte mult liniștea. Știi de ce? Și pare cumva în neregulă ca și informație și afirmație. Să spun de ce. Oamenii își doresc să înțeleagă. Mai presus de ideea de liniște, avem ideea de înțelegere. Când un subiect obișnuit, da? Când un om obișnuit nu înțelege ce se întâmplă cu el, atunci lucrurile sunt rele, fiindcă devine neliniștit, ceea ce înseamnă somn se duce, atunci când deschide televizorul, lucrurile devin și mai rele, în jurul lui sunt oameni care sunt bolnavi și totul se rezumă practic la o bucățică, la un titlu de fapt, din piesa celor de la Rolling Stones, care spune I can get no satisfaction. Oamenii nu au cum să primească satisfacție în perioada aceasta, din cauza că sunt extrem de speriați. Tu când spui despre un om că este un om bun, cum ai spus despre mine adineauri, eu mă bucur și mă mulțumește ideea și îmi face plăcere să aud asta din mintea ta. Dar oamenilor nu are cine să le spună că sunt buni și fenomenali și minunați, decât cei apropiați, familia. Atunci când familia este afectată de pandemie, toată lumea suferă. Nu avem de-a face cu o singură persoană. Avem de-a face cu toată lumea. Când familiile sunt mari și durerea este mare, când familiile sunt mici și durerea este la fel de mare, există un singur cuvânt care, din păcate, în această perioadă ne unește. Se numește virus. Nu vorbim despre un virus informatic, ci vorbim despre un virus biologic care este în noi, în jurul nostru, în aerul pe care respirăm. De curând, un apropiat al meu a fost la Viena, în Austria. Și acolo a văzut un lucru interesant. Oamenii pe străzi, cei vaccinați, atât în mall-uri, cât și pe străzi, cât și în farmacii, cât și în magazinele mari, indiferent de brand, cei vaccinați nu poartă mască. Cei nevaccinați poartă mască. E, la noi, știrile au devenit un plus de rating. Dar despre ce știri vorbim, Cristi? Despre cele negative. Cu cât știrile sunt mai negative, cu atât oamenii sunt mai speriați. Într-adevăr, Dumnezeu este permanent lângă noi și ne ajută. Exact cum se spune în partea asta de psihologie creștină. Nu ai cum să ai un atac de panică pe stradă. E, nu. Chiar îl ai.
fiindcă Dumnezeu este lângă tine, fiindcă Dumnezeu stă pe umăr. Dar, chiar și în prezența ideii de credință, care în ultima perioadă a fost puternic zdruncinată. Cum a spus într-o discuție neoficială unul din părinții vizibili pe plan de media, pe plan TV și la radio, a fost puternic zdruncinată. De ce? Oamenii nu mai cred în ceea ce se întâmpla înainte de pandemie, respectiv tipul de echilibru, noțiunea de biserică, noțiunea de medici, noțiunea de autoritate. Aceste trei autorități, trei stâlpi ai societății noastre sunt în prăbușire, în cădere liberă. Tot ceea ce înseamnă autoritate în ultima perioadă este permanent și cumplit contestat. Dacă spațiul online ar câștiga sau ar dona un cent pentru fiecare vorbă rea ce se scrie acolo, cineva ar fi multimiliardar dacă ar încasa acei bani. Fiindcă toată răutatea pe care noi o avem în interiorul nostru, tot ce înseamnă frustrare, defulează în interiorul spațiului virtual. Te rog cu respect. Dacă ai întrebări, eu răspund cu drag. Sunt absolut de acord cu tine că este un moment în care, într-adevăr, se clatină, pentru că piloni importanți, pentru că sunt multe lucruri care sunt puse în discuție, și poate că din acest punct de vedere cei care caută mai degrabă senzațional, nu neapărat o dezbatere lucidă, pentru că televiziunea de foarte multă vreme nu mai înseamnă dezbatere, ci înseamnă emoție. Cineva trebuie să rămână lipit. Creierul meu trebuie să fie lipit de creierul celui care face emisiunea, să se facă un transfer. Și dacă același dorește audiență, deci tu să rămâi capturat, nu rămâi capturat cu lucruri lucide, adică din seria de gândire lentă, apropo de Daniel Kahneman, adică stai un pic, mai stăm un pic și ne gândim. Ce, acum ce este? În cazul acesta, oamenii care, ca să zic ca la fotbal, ca să fim populari, se duc după fentă. Și e singura mea întrebare. Ce ar trebui să facă pentru a nu se duce după fentă? Pentru că picătură cu picătură s-ar putea să intri într-o bulă de-asta de care este depărtată de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. E singura mea întrebare și îți mulțumesc foarte mult pentru apariție. Eu, cu drag, uite cum o gândesc. În urmă cu foarte mulți ani, oamenii vorbeau, atunci când se putea, pe la colțul de stradă, vorbeau despre necredința lor în moartea cuplului soților Ceaușescu. Ulterior, aceștia au fost înlocuiți tot în necredință de trecerea neființă a lui Patrici. După care oamenii au revenit în urmă cu 30 de ani și au vorbit despre imposibilitatea unei revoluții. Cum ai putea să ceri unui popor ce nu crede în lucrurile evidente, în ideea de știință, de vaccin? Cum ai putea să-i rogi să creadă? Uite, eu sunt trecut prin boală și familia mea la fel, și ceea ce am văzut în spital la Marius Nasta pe mine m-a marcat, indiferent de pregătirea pe care eu am avut-o. M-a marcat și știu că sunt profund afectat de tot ceea ce am văzut și am trăit. Dar dacă oamenii își doresc să treacă prin boală fără să fie vaccinați, avem de-a face cu o alegere pe care doar ei o pot cataloga într-un fel anume. Ce avem de făcut atunci când nu credem? Exact ca în scrierea lui Cleopa, atunci când nu ai răbdare, mai adaugă un pic de răbdare. Când în buzunarul tău nu este niciun pic de răbdare, caută să găsești încă un pic de răbdare, un strop de răbdare. Așa se întâmplă și aici. Trebuie doar să vezi ce se întâmplă în jurul tău. Nu trebuie să asculți chiar tot. Trebuie să vezi și să simți și să-ți dai seama de ce ai tu de făcut pentru tine, pentru părinții tăi, pentru bunicii tăi, pentru copiii tăi, pentru familia ta. E, când ție ți este clar ceea ce ai de făcut, atunci tu vei face ceea ce este mai bine pentru viitor. Nu tu ești cel important, ci familia ta. Dar familia ta este importantă prin tine.
Îți mulțumesc, Cristi. Mulțumim foarte mult, doamnă și domnule. A fost Raduleca după o scurtă pauză. Dar stai așa, înainte de asta vreau să știu ce faceți acolo, în ce fază am ajuns. Rita, cum suntem? Păi am ajuns în faza în care am curățat usturoiul. Dar văd niște păpușele acolo. Cine-s păpușele? Asta este o răzuitare și asta este un polonic. Da, o să răzui ghimbirul. E răzătoare, băi, și da, polonic. Da, eu am tot felul de chestii drăgălașe la mine în bucătărie. Îmi plac foarte mult. Sunt tare pasionată și de a găti, dar și de a aduna așa nimicuri. Și să nu uităm că a început să miroase foarte bine dovlecelul, foarte bine. Da, da, polonicul nu e foarte îmbrăcat, că după aceea s-ar încinge și s-ar dezbrăca singur. Da, doamnelor și domnilor. Este skinny, este îmbrăcat sport. E de vară, e da, de vară. Da, da. Doamnelor și domnilor, să ne relaxăm. Are mânecă scurtă, uite. Are mânecă scurtă, e cald, da. E mai skinny mini. După pauză vedem exact ce și cum. Avem modă, avem o altă, un alt material surpriză. Stați cu noi, cu Rita și cu toți invitații noștri. Și dacă voi sunteți lângă mine aici, cine este în prăvălie? Doamnelor și domnilor, îl avem pe Morris, care a rămas de strajă patriei pentru că am profitat de prezența Ritei aici ca să comentăm moda împreună cu ea și cu Andreea, invitata noastră permanentă. Bun găsit! Andreea s-a hotărât să asigure și partea de infarct ca vestimentar a emisiunii noastre. Mulțumesc, a făcut economie de material într-un mod foarte, foarte judicios. Doamnelor, ca să fie în ton cu polonicul. Ca să fie în ton cu polonicul, exact. Avem câteva ținute de la câteva evenimente private, mondene. Haideți să vedem exact ce am găsit astăzi în galantare. La o lansare de film este Andreea Bălan. La filmul Bond No Time to Die. Aceasta este, Andreea, o lansare în timpul zilei. Cum vi se pare? Cine începe? Foarte American style. American style, nu? Da. Ok? Mi se pare ok pentru o lansare de film. Poate dacă, cum să spun, dacă ar fi vrut să fie așa în tonul filmului, poate aș fi mers mai mult spre British, dacă tot este vorba de James Bond, dar ca și ținută mie mi se pare ok. Da. Andreea? Este cumva pe stilul ei. Ne-am obișnuit să o vedem pe Andreea îmbrăcată așa. Chiar și la un eveniment recent am discutat la fel o ținută a ei. Arată degajat, arată casual, îi stă bine, o prinde. Și arată bine. Adică, întru cu totul, la o lansare de film, pe relax, e ok să nu era o chestie de gală, de covor roșu, ca să exact zici. Asta discutam, adică era o vizionare până la urmă. Trecute. Și la exact. Vizionare merge și noi mai relaxați. Mai relaxați. Chiar foarte ok, mi place. Și are un aer fresh. Fresh, doamnelor și domnilor, și fresh și refresh, că avem acasă. Hai să vedem. Alin, la același film, Alina Pușcaș împreună cu soțul ei. Aici avem niște încălțări mai soliste, așa? Da, arată bine amândoi. Asortați, da, așa? Sunt foarte trendy, ea este foarte cool. Trebuie să observăm combinația gândită cu acel sacou, da? Și cu pantalori oversize și poartă, nu? Încălțările sunt niște bocanci cu talpă, care sunt foarte, foarte trendy în ultimele sezoane, nu doar în sezonul acesta. Deci putem spune că Alina se încadrează și a adoptat un look foarte cool, iar soțul la fel. Are încălțările alea care se văd din avion, ca care să se văd din avion, dar îl care prinde. Sunt la modă. Sunt la modă, da. Se vede clar că ea a vrut să facă legătura între sacou și încălțările fiind de lac, detaliul de pe sacou este tot strălucitor. Sunt ok. Da, arată bine împreună. Cred că asta au și vrut să arate și, într-adevăr, sunt foarte fericiți împreună. Mai departe, deci lucrurile sunt bune și la vară cald. La alt film, aici a fost cu covor roșu, după cum am văzut la trecută, Andreea și Virgil Ianțu. Complet necunoscuți, nu e aici, după cum vedeți că suntem undeva afară, se vede strada, dar la filmul lui Octavian Strunin a fost covor roșu, alții au venit în ținută de gală. Cum îi vedeți? Poate n-au știut sau poate nu li s-a comunicat dacă e vreun dress code, e adevărat. Ea arată foarte bine, absolut de fiecare dată. Andreea este o apariție, ne-am obișnuit cu acest lucru și combinația alesă de ea este una foarte, foarte interesantă. La acest gen de evenimente merge într-adevăr să avem o geantă de această dimensiune, iar combinația cu pantalonul din piele îi dă acel touch
actual, da? Și accesorizarea este foarte bună. Ea arată foarte bine, la fel el? Și partenerul său. Da, da, e lejer, e exact cât trebuie. A dat acel plus de eleganță datorită sacoului el, și atunci e într-un casual smart. Da. Rita. Se vede clar că tendința de altfel este casual smart. Da. Foarte puține. Mă bucur că Andreea mai poartă tocuri, dar dacă stai să te gândești la ținute casual smart, toată lumea poartă ceva plat sau da, tot felul de pantofi sport. Au devenit pantofi sport, noi pantofi cu toc, din punctul meu de vedere, la cum se comportă moda. Dar se vede croiul pantalonului că este actual, cu despicătura la spate, iar el este îmbrăcat ok. Ok. Ok, deci da, dacă e ok, e acolo, la... se putea mai mult, dar e limită, comentez eu, nu comentează fetele. Este îmbrăcat, adică se vede simetria, și a ales și Adidas și în simetrie cu culoarea pantalonului, după cum vedem acea dungă gri. Este... ne-am obișnuit cu Virgil mai elegant. Mai elegant, exact. Așa este. Ăsta e șocul. Mergem mai departe. Deci, avem aici pe Emilia Popescu împreună cu băiatul lui. Aici e Popeasca și Bănică, dar nu este nici Stella Popescu, nici Ștefan Bănică senior, nici Ștefan Bănică junior cu Emilia, ci Emilia cu juniorul lui Ștefan Bănică. Foarte frumușel el și foarte talentat. Sunt cumva echilibrați amândoi. Au optat pentru All Black și le dă nota aceea elegantă, da, pentru eveniment. Arată bine și doamna, da, a ales o rochie de lungime potrivită pentru dânsa. A optat pentru cizme, ceea ce nu este rău pentru sezonul acesta, dar în combinație ei doi sunt ok. Încălțările lui sunt unele dintre cele mai dorite și portabile de câteva sezoane încoace. Freza băiatului e ce trebuie, se vede că la vârsta lui are voie să poarte ce freză vrea. Că e o vârstă foarte frumoasă. Rita. Arată bine, da. Se potrivesc ca și, mai ales cromatic, bineînțeles, pentru că sunt îmbrăcați în negru. Și au un aer foarte vesel și transmit foarte multă bucurie. Cred că, în afară de îmbrăcăminte sau de eveniment, Emilia se bucură că l-are lângă ea. Bun. Urmează o răsturnare de situație, cum să spunem, presa senzațională. Sunt Ziana Buroiană, de la botezul copilului său. Ce să zic? De unde o luăm? Barbie World, kind of, da. Rozul excentric, puternic, da. Au optat pentru a ieși cu totul în evidență. Până și mașina observ că îți dai seama. E din același film Too Glam, Too Much. Dar noi ne-am obișnuit să o vedem pe ea așa, într-o ținută prin care patează sau este dusă ușor într-o altă poveste decât ceea ce ne obișnuim noi să vedem. Doamne, da. Da. Puțin, nu știu, aș fi umblat la combinația în sine. Poate că dacă și-ar fi prins părul, ar fi umblat puțin la lungimea rochiei sau ar fi optat pentru o altă culoare. Inclusiv la buze, acest roz total e puțin optic too much. În schimb, are papuci de pufi bej, așa că... Pantofii nu sunt cei mai răi, în schimb, în altă combinație cu totul ar fi o altfel de apariție. Am înțeles. Deci este un fel cum scria pe pieptul unui băiat într-un clip la un moment dat al unei fete, A Beautiful Disaster. Deci, cum este, Rita? Este clar că și-a dorit să se asorteze cu fetița și să-și aleagă o culoare de fetiță. Culoarea nu este neapărat out of trend, adică nu am putea să... Chiar este o culoare care se poartă. Culoarea ca culoarea, să zic așa, dar în rest... Aș fi schimbat totuși cureaua aceea din talie, mai ales care pantofii aurii, culoarea fiind, cureaua fiind foarte argintie și, într-adevăr, așa cum a spus și Andreea, și prins părul altfel. Deci,
niște doamne diplomate. Bine, deci roz să fie și cu centură și fără centură. Mergem mai departe să vedem acum ce avem de la botezul copilului lor. Liviu Vârciu împreună cu Anda. Are un smoking foarte reușit Liviu aici și îl prinde foarte bine. Na. Cam așa trebuie să arăți în momentul în care ai botezul copilului. Totul depinde și de locație. Dacă e una specială pentru evenimente, acum se poartă foarte mult și acele petreceri mai casual și atunci nu trebuie neapărat un smoking, dar în momentul în care faci o petrecere mai fastuoasă, cu invitații într-un număr mai măricel, să zicem, și trebuie clar să punctăm o ținută impecabilă, o ținută de covorul roșu, de covorul roșu. Și aici Liviu a ales-o corespunzător și soția lui arată bine, cu o rochie din broderie, din ce văd eu, cu șlițul acolo unde trebuie, arată bine, e foarte fină. Bun. Rita? Santalele la fel, perfecte, deci arată impecabil. Rita? Combinația de materiale, de Liviu nu avem ce să comentăm, arată foarte bine în acest smoking. Combinația de materiale este foarte potrivită, adică rochia este bine aleasă și bine combinate cele două materiale, materialul de pe mânecă și cel al rochiei. Se poate să fie același material și pe rochie să fie dublat cu căptușală, iar pe mânecă să se lase acea transparență. De altfel, cred că așa și este. Și se poate să aibă chiar și spatele lăsat transparent. Nu deci văd okay. prea bine îți din place. Poză, dar pare așa. Da. Da. Mergem mai departe, mai avem o fotografie sau două, ca să le avem timp de toate în emisiuni. Culița Sterp și-a botezat copilașul și aceasta este ținuta, ea este fericita mămică, el este fericitul tată. Și băiețelul, fericitul posesor al unui costum ca taicăsu. Păi dacă aveam dincolo mama cu fetița, avem acum tatăl cu băiatul. Așa, exact. Cum vi se pare? Cine începe? Se vede că s-au străduit să fie în aceeași poveste cu toții, da? Nu-mi displace. Puștiu este senzațional. Tati arată bine, pentru dat fiind faptul că e vorba de botezul său, da? Poate că aș fi optat pentru o culoare diferită la cravată, să zicem, iar doamna, mă rog, în general, e recomandat pentru doamnele care tocmai nasc să nu folosească un șliț atât de adânc. Poate că dacă ar fi schimbat lungimea șlițului, ar fi fost într-o cu totul altă poveste și s-ar fi potrivit mai mult cu soțul. Da. Deci aici cu șlițul avem o treabă. Cel de sandalele sunt ok, da. Alese, ei arată bine, sunt frumoși. Ceasul lui l-ai fi schimbat? Ceasul să zicem că nu ne deranjează. Am înțeles. Bun, mergem mai okay. departe, Rita. Dacă ceasul e ceea ce bănuiesc eu după model, n-are cum să-l schimbe. Îl poartă mai des și mai mult. Da. Că a făcut o investiție, da. Și atunci nu are de ce să-l schimbe. E clar că el a vrut să se asorteze cu băiețelul, sau mă rog, să asorteze pe băiețel cu el, iar ea a păstrat același ton îmbrăcămintea. Acum vedem și în spate, probabil e undeva unde e foarte multă natură. Acum cu crăpătura este... Nu știu, poate chiar a vrut să se simtă din nou bine, pentru că știi cum e după ce treci printr-o sarcină, dacă vezi că ai dat de repede kilogramele, da, jos. Poate acesta e momentul în care spui hai să ies. Uite, am dat jos, da? Da, poate că mai trebuie să dai jos un pic. Hai să mă... Nu cred că asta a comentat Andreea. Că poate vrea să fie mai... Doar că lungimea, da. Nu puțin că... Mai închisă, dar nu că... Apricep. Arată foarte bine după naștere. De bun. Ce? Arată doamna foarte bine, impecabil. Minunat. Se vede că... Nu exagerăm. Să nu exagerăm. Ultima fotografie de la botezul băiețelului lui Dani Oțil împreună cu Gabriela. Da, am văzut-o pe Gabriela zilele trecute pe rețele de socializare. Mi-a plăcut foarte mult ținuta ei, nu doar a ei, cât și a lui. Gabriela e o frumoasă, e chiar un model
profesionist, știm cu toții lucrul acesta, știe să... Să poarte absolut totul. Hainele stau într-un anumit fel pe ea și culoarea o prinde. E într-adevăr un trend și din ce în ce mai mult în ultimele sezoane se poartă la evenimente de genul dupies, sacou cu pantalon la fete și această ținută masculină, tocmai pentru a da un aer extra elegant. Dacă ele sunt croite și sunt concepute corespunzător, arată foarte bine pe fete. Iar Gabriela aici arată impecabil, trebuie să recunoaștem. Și Dani la fel, a ales foarte bine și culoarea, contrastul. Culoarea asta, ei. Culoarea e interesantă. Da. Aici că nu e obișnuită. Contrastul este unul reușit. Nu se întâlnește. Rita, ultimele secunde sunt ale tale. Da, o cunosc pe Gabi foarte bine, a lucrat cu mine de atâtea ori, atâția ani. Îmi place foarte mult și mai ales îmi place cum pantalonul atinge pământul, pentru că asta este noul trend. Îi vine foarte bine, sunt foarte frumoși amândoi, iar tati s-a îmbrăcat în bleu pentru că are băiețel. Are băiețel, da, doamnelor și domnilor, pozele sunt foarte frumoase, dar vă poate putem povesti în online și cum a slăbit Gabi, soția lui Dani, dar mulțumim Andreea. Ce se întâmplă la bucătărie? Mă, miroase ars, ce faci acolo? Nu, n-are cum să miroase deloc ars, miroase foarte bine. Ai mâncat dovleac cu tot. Dovleacul este aproape gata, o așteptăm pe Rita să-mi dea mâna de ajutor, să vedem să finalizeze da. Rețeta. De. Se duce mirosul până la nori, adică până la proconsul. Ieri a fost o secundă, ați văzut doar cântarea senzațională pe acoperișul casei presei. Ce s-a întâmplat după, vedeți chiar acum. Revenind pe aceea cu Rita. Proconsul a acceptat provocarea exclusiv VIP și a fost la înălțime, printre nori, la propriu, chiar de pe acoperișul Casei Presei Libere, de acolo de unde nicio altă trupă nu a mai cântat în direct în cadrul unei emisiuni TV. Tot am sperat să fie nori, pentru că suntem foarte sus deasupra Bucureștiului, se vede foarte frumos de aici tot Bucureștiul, sau aproape tot, numai că n-am prea avut nori. Nici de este un cer senin și un timp a fost astăzi foarte frumos, a început să strângă un pic deja, Cristine, ți la fric, dar senzația e tare. Nu e prima oară când cântăm pe acoperișul unei clădiri, cred că este a treia oară când cântăm pe acoperiș. Da, numai că de data asta am avut de cântat o singură piesă, la celelalte două reprezentații am avut concert întreg live, adică o oră de cântat cel puțin. Era mai cald un pic. Asta voiam să vă întreb, cum ați făcut față temperaturii, că e frig, de muzica totuși încălzește sufletele, nu-i așa? Păi pe noi ne-a încălzit, sperăm că și pe cei din fața televizoarelor care nu beneficiază încă de căldură. Spune-ne, te rog, despre piesa nouă. Cum ți-a venit inspirația? Cum va veni de fapt inspirația și ce vrei să transmiteți celor care o ascultă? Inspirația ne-a venit așa. N-am reluat legătura cu un personaj din istoria Proconsul, un prieten mai vechi, cu Andy Robert. Da, cu care am făcut o piesă mai veche, dar care este foarte drăguță, No Matter What, este un proiect. Da, cu care am lucrat chiar proiectul, întregul album, No Matter What, discul nostru, am lucrat cu Andy Robert. Așa ne-a venit ideea să facem piesa asta, pentru că ne-a venit ideea, în primul rând, să reia legătura Dragoș cu Robert, am rulat legătura cu el. El a avut o piesă bună de prezentat și noi am continuat împreună povestea până când a ieșit ce auziți voi acum. Te caut printre nori din nori și știu că ești aici, întinde mâna să mă ridici. Când apar nori în viața voastră, cum faceți să iasă soarele iarăși? Îl rugăm pe tata să ne dea soare și să ne... Abia aștept să trecem prin norii aia grei, ca să vedem ce ne așteaptă, ce lucruri bune ne așteaptă dincolo de norii grei. Pentru că așa se întâmplă. Când îl iubești pe Dumnezeu, te uiți în sus, îți frești palmele, chiar dacă e nor și ceață, și te gândești ce bunătate o fi dincolo de ceața asta. Tată, îți mulțumesc că m-ai trecut și prin asta și să mergem înainte. Simplu. Păi, norii nu înseamnă neapărat ceva rău. Norii aduc ploaie, ploaia aduce belșug. Și de asta noi nu ne speriem de nori neapărat și uite că de fiecare dată când ne credem în Dumnezeu, norii se risipesc. Zâmbim și mergem înainte.
suntem prea mici să manipulăm vremea. Atunci când te încrezi în Dumnezeu, norii dispar. Băieții de la Proconsul au parte și de întâmplări amuzante la concerte și ne-au povestit și nouă una dintre acestea. Când cântăm în închiderea Viței de Vie, ei fiind penultimii, mergem la rulotă la ei și vedem cum fetele care se topesc ca după Michael Jackson, după Adrian Despot. Și fac o grimasă de genul: uite-l, fată, vine! Proconsul vede mereu doar partea pozitivă a lucrurilor și are și un îndemn. Putem să călătorim în perioada asta, o să înceapă să vină norii și călătorim printre nori. Și cu siguranță că vom ieși câștigători. Întinde mâna să mă ridici, sar printre nori, din nori, în suflet să-mi pătrunzi, știu că mă auzi. Unde am copilărit, frumoși ani am mai trăit. De la sa noi am plecat, lume dragă, aici noi venim cu drag, lume dragă. Cu nimic nu se compară, lume dragă, viața dulce de la țară, lume dragă. Și-am crescut cu pităusă, cu drag de bunica pusă. De la sa noi am plecat, lume dragă, aici noi venim cu drag, lume dragă. Cu nimic nu se compară, lume dragă, viața dulce de la țară, lume dragă. Rugăciunea ne-o spunea. De la sa noi am plecat, lume dragă, aici noi venim cu drag, lume dragă. Cu nimic nu se compară, lume dragă, viața dulce de la țară, lume dragă. Pe un alt drum mi-a fost greu, ne-am descurcat, Dumnezeu ne-a ajutat. De la sa noi am plecat, lume dragă, aici noi venim cu drag, lume dragă. Cu nimic nu se compară, lume dragă, viața dulce de la țară, lume dragă. Avem de toate, pe bunici nu se mai poate. Să-i mai văd măcar o zi, de mine mândrii ar fi. De la sa noi am plecat, lume dragă, aici noi venim cu drag, lume dragă. Cu nimic nu se compară, lume dragă, viața dulce de la țară, lume dragă.
O piesă foarte frumoasă, Ciprian Sila și Nicușor Mordășan. Mulțumim foarte mult, felicitări, piesă foarte frumoasă. Da, băieții exemplari ca de obicei, e, formație completă, baftă multă băieți. Rita, gata, ce am făcut la ce final? Hai să vedem. E gata, unde... e gata. E gata la băieți, noi suntem, încă facem decor. Da! Spune-mi, Cristi, cu da, ce, ai terminat, explică și mie ce ai făcut, domnul Ciprian, dacă dorești să vezi acolo exact ce a pregătit Rita, te invităm. Deci, Rita, vedem, ce, care este fost urmărit, finalul? A fost urmărit ce am cântat, ia să vedem, uite da, ce e. A schimbat rolurile astăzi. Vine acum Halloween, da? Am făcut așa. Tailandeză de dovleac, pentru că tot este perioada dovleacului și pentru că tot vine Halloween-ul și multă lume iubește această sărbătoare, mai ales copiii, pentru că adună dulciuri și este legată tot de dovleac. Am făcut o salată de spanac cu brânză de capră dovleac și cremă balsamică ca și dressing și roșii sherry. Da, foarte simplu, dar contează că, uitați, am făcut dovleacul în așa fel. Ce tare! E și desenat și pictat, adică Rita 100% i-a făcut tot. Eu doar am ajutat-o așa. Da, la... Zim secretul, Rita, zim secretul supei tale tailandeze. De asemenea, am făcut niște farfurioare din dovleac. Asta puteți să le faceți pentru orice, pentru supă, pentru puteți să le faceți, să puneți paste în ele, deoarece atunci când dovleacul se coace și puneți mâncarea în el, atunci când mâncați puteți să luați și din pulpa dovleacului. Deci acesta este un dovleac mic. Perfect, adică, trebuie să încheiem, Rita. Un dovleac mai mic. Deci mâine pe 27, unde te găsește lumea, Rita, la... A, nu mâine, dar de Halloween am Rita Licios, banii care se strâng se donează ca de obicei, Cristi. Și uite, asta este supa noastră de dovleac. Mulțumesc foarte mult, arată superb, doamnelor și domnilor. Rita ne-a făcut foarte multe surprize, de căutați-o pe Rita. Pe noi ne căutați mâine de la ora 4, toate bune, la revedere!